Stimați prieteni, suntem într-un sat unde n-am prea crezut că am să ajung de vreme. Rășcani se cheamă, Rășcani, comuna Dănești. Și am rămas extrem de surprins că satul ăsta, cam uitat de lume, are mai multe străzi asfaltate. Sunt surprins și că îl găsesc pe primar aici și îl salut. Bună ziua, domnule Nicolae Ciofu. Bună ziua și bine ați venit în comuna noastră și în satul Rășcani. De câtă vreme ați făcut asfalt aici, domnule? Că erau niște noroaie de mai mare dragul. Păi are acum prin PNDL 2. Început în 2018, în 2019 terminat. Ce faceți astăzi la Rășcani? La Rășcani astăzi am avut un eveniment mai special. Locuitoare a comunității noastre, adică din sat, comuna Dănești, din satul Rășcani, am plinit astăzi vârsta de 100 de ani. Mândița Alexa. Mândița Alexa, da. Mulți înainte. Am văzut că i-ați dat buchet impresionant de flori, i-ați dat o diplomă, ați felicitat-o. Ce să înțeleg de aici? Că v-ați mai lăudat, că ați avut unul de 94, unul de 96, adică aveți grijă de oamenii care au trecut de o anumită vârstă, grijă specială. Da, doamna este în mandatele mele de când sunt eu la primărie de 20 de ani, doamna este a treia persoană care împlinește vârsta de 100 de ani. Și mai avem acum la rând doi bărbați. Unul din 96 și unul din 94. Să dea Dumnezeu să fiți săi sănătoși, să ajungă și ei 100. De ce v-ați gândit să-i sărbătoriți, să-i onorați pe oamenii ăștia foarte vârstnici? Păi, eu cred că așa este bine și așa este frumos ca în comunitățile pe care noi le conducem să avem grijă și de persoanele care au fost înaintea noastră și au lăsat în urma lor ceva și pentru noi. Am văzut că i-ați zis că a fost un cetățean că de nădejde, cu minte muncitoare. Tot satul pare că ce am văzut e foarte bine acoperit de verdeață, au vii, au semne de mișcare. Sunt case noi aici. O mare surpriză este că în școala aceasta sunt niște copii, am înțeles că numai vreo 12. 12 copii care aici în Rășcani, cu toate că mai sunt și mulți bătrâni, dar sunt și foarte mulți tineri care au rămas și au construit case și au și copii și datorită numărului care ăsta e minim, am reușit să menținem școala ca să nu-i ducem la Dănești sau la Bereasa sau în altă parte. Cam câți copii aveți de școală în comuna Dănești? 242. La o populație de? De 2000 locuitori. Vă să zic că Dăneștiu își păstrează o anumită cotă de natalitate, un anumit procentaj. Considerați că sunt condiții de dezvoltare, de existență pentru oameni de se întâmplă acest lucru? Din modernizarea drumului județean de 247, drumul strategic care trece și prin comuna noastră, sunt sigur că foarte mulți se vor mai reîntoarce înapoi după terminarea acestui drum. Pentru că aici suntem, prin Zăpodene avem 30 de kilometri, prin Codăiești avem 50 față de Vaslui și ne deschide drumul și către Iași, și către Bacău, și către Vaslui. Și o siguranță vor veni aici. Când eram eu inspector, pe vremea aceea, deci acum 50 de ani, oamenii de aici se duceau vreo 12 km până la Rebricea. La gara la Rebricea. Așa este. Acum o să le puneți și autobuz, știu eu, taxi, ceva, maxi-taxi. Microbuzul, da. Dacă se va face drumul, cu siguranță va veni și până în Bereasa și sunt șanse să ajungă și în Rășcani, pentru că o să aibă, că el depinde și din numărul de călători pe care au. Da, trebuie să fie sigur că da. Da.
Da, deocamdată aici nu au. Nu. Am înțeles că satul nu are nici biserică. Nu are, o singură troiță care o avem aici, în stânga noastră. Da, o văd acolo. Dar eu o să le dau ajutorul, o să vedem că zice că donează cineva o bucată de teren să le construim o mică biserică și pentru satul dumnealor. Întreb. Preot paroh e părintele de la Draxi. Întrebă, nu cumva asistăm spre marele nostru regret la depopularea satelor foarte accentuată, mai ales când au plecat și femeile în cele străinătăți? Nu, avem și noi mulți, nu foarte mulți tineri, dar să știți că din cei care au plecat de când sunt eu în administrație, sunt mulți care s-au reîntors. Așa se explică aceste case noi. Da. Ei s-au dus o perioadă și au făcut niște bani și s-au reîntors înapoi. Acum așteptăm să pornească economia, să găsim locuri de muncă și pentru tineri. Domnul primar vechi, domnule primar nou, Niculae Ciofu, nume tradițional. Da. Așa, uite, acum își vine decembrie, îl sărbătorim pe Niculae, vedem noi cum, mai avem timp. Acum însă, o întrebare așa pentru dumneavoastră, realesul. În ziar avem o rubrică acum, care am intitulat-o Învingătorii. Cum vă simțiți dumneavoastră acum reales după atâtea mandate și cu un procentaj frumos chiar? Da, oamenii m-au reales pentru că au avut încredere în mine, pentru că am făcut ceva în comun asta și se vede și aici când stăm pe asfalt și n-au ținut cont de promisiuni și de că o să le fac. Spuneau alții că le face aeroport, aerodrom, nu știu și mai ce, nu se poate, dar noi ne străduim, eu v-am mai spus că am încă două proiecte de 16 km de asfalt depuse la CNI, trecut de faza de sinteză și un cămin cultural în satul Dănești. Aici pentru Râșcani și mi-am propus de la asfaltul de la satul Boțoaia și până în Râșcani mai sunt 4 km să reușesc. Până la sfârșitul mandatului s-ar putea, sigur că să ajungă asfaltul ca să aibă și ei. Presupun că un cămin este o prioritate la ora asta. Da. Căminul este o prioritate pentru că dacă s-au dus biblioteca cu rețelele de socializare, cu telefoane, cu de asta, măcar să ne menținem căminul, că acolo să mai întâlnesc oameni. Așa e. Vă să zic că ați zis că ați reabilitat toate școlile din comun. Da. Câte? Toate. Câte? În toate satele. Două școli sunt în satul Dănești, una în Emir Racoviț, câte una în fiecare sat. Numai singurul sat care n-am putut să mai menține școala este Boțoaia, că acolo într-adevăr nu mai erau copii de rău. Cu încadrarea n-aveți probleme, vin oamenii la... Vin oamenii. Da. Dumneavoastră sunteți așa, un tip mai calm, mie, așa ca personaj, mi-este foarte plăcut să vorbesc cu dumneavoastră. Dar asta nu înseamnă că n-aveți și probleme. Avem și probleme în administrație, trebuie să ai în primul rând caracter și să ai cei 7 ani de acasă și să știi să vorbești cu toată lumea. Am văzut că v-au îmbrățișat oamenii aici, v-au strâns mâna. La primărie vin oameni cu diferite probleme și de diferite categorii. Și trebuie să răspund la toți, nu trebuie să, că dacă unul nu știe, eu știu, să-și are o problemă, trebuie să-l ajut. Asta contează foarte. Eu ca reporter mă întreb, după atâtea mandate, 5 mandate, e o viață, nu? L-ați făcut acolo, îl faceți și pe ăsta, nu vi s-a urcat la cap, așa? Nu, funcție. Deloc, din contră. Eu vreau să las în urma mea să simt lumea că eu am stat aici atâția ani și să aibă și ei să beneficieze de toate
programele astea ca pe care le avem noi făcute, proiecte, tot să poată să beneficieze toată lumea. Eu am făcut asfalt în toate satele. Așa. Nu am făcut numai în satele de reședință sau în satul care e mai mare. De aici, dovadă că ăsta e de vreo 40 de case. Și 30 de case mari și late și le-am făcut și lor un kilometru de asfalt. Domnule primar, vă să zic că să înțeleg că chiar dacă oamenii v-au reales, dumneavoastră aveți totdeauna încă și încă ceva de făcut. Mai avem, avem, sunt multe, multe de făcut, pentru că astea nu se termină niciodată, că lumea evoluează. Da, domnule, vreau asfalt, vreau și eu drum, vreau și eu un teren de fotbal, un teren de mini-fotbal, sunt copii care trebuie să joace. Văd acolo în spatele dumneavoastră un număr de copii. Și chiar mă bucur că sunt. Prin urmare, trebuie să aveți grijă lor, ce mai la de la. Da, sigur, așa e. Normal, trebuie să avem grijă la toți. Eu personal vă mulțumesc, vă doresc să vă îndepliniți toate ale dumneavoastră sarcini care vi le-ați luat până la urmă, că doar nu v-a obligat nimeni, nu? Nu. Dumneavoastră v-ați supus intereselor. Când vii la campanie electorală, vii cu un program în spate și vrei să faci. Cât posibil trebuie să caut să respect. Eu vă doresc sănătate, să fiți tot așa ambițios și, de ce nu, cum îmi place mie să văd că inspirați încredere și liniște, așa să fie tot timpul. Da, să trăiți, domnule primar Neculaiciu.